sunt Laura Teodoru, bun găsit la Ghidul de Sănătate. Mâncărim de piele, strănuturi dese sau lăcrimări nejustificate. Toate acestea pot fi semnele unor alergii. Ce sunt alergiile, cum le identificăm, dar mai ales cum le tratăm, aflăm din materialul următor. Alergia reprezintă o reacție particulară pe care unii oameni o au la substanțe care, în mod normal, sunt bine tolerate de ceilalți. Principalii alergeni sunt acarienii, prezenți în praful din casă, și polenul de graminee, foarte pregnant în atmosferă, mai ales în lunile mai și iunie. Predispoziția pentru alergii este născută, iar ea se exprimă la o vârstă variabilă, în funcție de condiții de mediu, în funcție de expunerea la alergenii respectiv sau nu. Predispoziția genetică este dobândită de la părinți, în sensul că dacă un părinte este alergic, într-adevăr copilul are un risc înspre 40-50% de a fi alergic, pornind de la un risc de 15-20% în populația generală. Dacă ambii părinți sunt alergici, deja riscul ajunge mai spre 50-60%. Iar dacă au aceeași alergie ambii părinți, riscul copilului poate fi și de 80% să aibă aceeași alergie. Reacțiile la diversi constituenți ai mediului înconjurător sunt destul de variate și se manifestă, de obicei, la nivelul nasului și al ochilor. Mâncărim, nas înfundat, strănuturi, ochi înroșiți sau care lăcrimează abundent. Important este ca pacienții să consulte un medic alergolog, pentru ca diagnosticul să fie pus cu precizie, deoarece în aceleași condiții de mediu pot fi prezenți mai mulți alergeni și trebuie decelat care este situația simptomelor. Medicul alergolog o să facă o serie de teste cutanate sau de analize de sânge și o să pună diagnosticul de precizie, iar în plus o să caute prin dialogul atent cu pacientul și detaliat dacă cumva se prezente pe lângă simptomele zgomotoase și alte simptome mai ușurele pe care eventual omul le-a ignorat, erupții cutanate sau umflături la nivelul feței, mâinilor. Alergiile nu sunt afecțiuni grave, în general, dar foarte deranjante. Unele dintre ele însă pot deveni grave, ajungându-se la reacții severe, numite anafilactice. Prevenirea contactului cu alergenii nu este întotdeauna suficientă. Pe lângă măsurile de prevenire, de scăderea contactului cu alergenele respective, evident, există și tratament medicamentos, ori tratament obișnuit cu comprimate antialergice, ori soluții care ajută mucoasa conjunctivală și nazală să se dezinflameze, să reacționeze mai bine în cazul inflamației alergice. Și, bineînțeles, există destule forme de alergii, sau cel puțin în cele mai frecvente, și desensibilizarea alergenică specifică. Mai zicem imunoterapie sau fosta vaccinare, să zicem, care astăzi se practică și în injectabil și în sublingual, cu picături sublinguale. În această perioadă, cei ce se știu alergici la polen ar trebui să țină cont de câteva sfaturi ale medicilor. Să nu ventileze camera dimineața, să evite pe cât posibil iarba și expunerea în spații cu multă verdeață, să-și planifice activitățile grele pentru zilele ploioase și umede. Inclusiv un lucru banal, precum uscarea rufelor, ar trebui făcut în casă, afară putându-se depune particule de polen. Atât pentru astăzi din Ghidul de Sănătate, realizat împreună cu specialiștii MedLife. Dacă vă știți alergici la polen, stați mai mult în casă, dar păstrați-vă tonusul. Ne vedem săptămâna viitoare, sănătoși și viguroși!